178,7 milioane de dolari este suma de care va beneficia țara noastră din partea Fondului Monetar Internațional. Consiliul de Directori Executivi ai Fondului a aprobat luni acordul cu Republica Moldova, finanțat prin Mecanismul de Finanțare Extinsă și Mecanismul Extins de Creditare, care are ca scop susținerea programului de reforme economice și financiare ale statului. Circa 35,9 milioane de dolari vor fi puse la dispoziția autorităților moldovenești imediat după aprobarea acordului respectiv, mai precizează reprezentanța femeii în Moldova. În același timp, decizia femeii a provocat reacții diverse la Chișinău. Premierul Pavel Filip i-a mulțumit pe rețelele sociale echipei Fondului Monetar Internațional, menționând că este un moment de start al reformelor profunde. Speakerul Adrian Candu a scris și el că am ieșit din criză și că ne îndreptăm spre o perioadă de stabilitate economică. Președintele fracțiunii PLDM, Tudor Deliu, a declarat telefonic pentru RTR Moldova că nu vede niciun substrat al acestui acord, în condițiile în care ne aflăm înainte de turul 2 al prezidențialelor. Discuțiile au început de mult, n-am fost niciodată împotriva ca donatorii să dea bani pentru dezvoltarea Republicii Moldova, dar depinde cum acești bani vor fi gestionați. Nu văd niciun substrat aici în legătură cu alegerile, a mai spus Deliu. Partidul Democrat din Moldova a evidențiat într-un comunicat faptul că programul cu femeii vine să sprijine țara noastră nu doar financiar, dar și cu asistență profesionistă în implementarea reformelor. În același timp, expertul Alexei Tulbure are o altă părere. Contactat telefonic de RTR Moldova, acesta a menționat că decizia femeii trezește mai multe semne de întrebare. Asistența financiară internațională trebuie să producă schimbare, nu să contribuie la menținerea unui regim dubios la putere. Nu este o susținere pentru Republica Moldova, dar pentru regimul de la guvernare. În circumstanțele când nu există un final clar al precondițiilor impuse de femei, această asistență trezește mari dubii, a mai spus Tulbure. Și Vlad Bătrâncea, deputat PSRM, susține că decizia femeii reprezintă nu altceva decât o ingerință directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Acest suport bănesc are o vădită tentă electorală. Din surse neoficiale, noi cunoaștem că femeii a impus țării noastre condiții drastice, care înseamnă lichidarea școlilor, a instituțiilor medicale, optimizarea cheltuielelor pentru agricultură și lichidarea mai multor primării din țară pentru economisirea banilor publici, a mai evidențiat Vlad Bătrâncea. Maia Sandu, candidatul PAS la prezidențiale, a spus la dezbaterile de luni de la un post privat de televiziune că îi plac bărbații, doar cei care nu mint și nu bârfesc. Și slavă Domnului că în Moldova sunt astfel de bărbați, a mai punctat Maia Sandu. Întrebată dacă a avut vreun bărbat pe care l-a iubit, ea a declarat: bineînțeles că am avut un bărbat pe care l-am iubit, dar nu am venit aici la un show unde să vorbim despre iubirile noastre, a mai spus Maia Sandu. Menționăm că în ajun de prezidențiale, reprezentanții LGBT și-au exprimat susținerea pentru Sandu, iar aceasta ulterior a spus că e problema lor dacă o susțin. Totodată, Maia Sandu a spus că nu vrea să fie asociată cu unioniștii. Socialistul Igor Dodon a dat anumite aprecieri prestațiilor din dezbaterile electorale de luni de la un post privat de televiziune. Unde nu-i conținut, nu te ajută nici întrebările avantajoase ale moderatorilor, nici publicul adus pentru suport, nici protecția lui Andrei Popov, care o făcea pe avocatul Maiei. Maia Sandu și-a dezamăgit în mod repetat susținătorii, care au văzut că icoana are mai multe schelete prin dulapuri și a fost și rămâne partea celor care au guvernat țara din 2009 încoace. Între timp, cetățenii încep tot mai bine să înțeleagă cine e Maia Sandu. Nu întâmplător circulă așa versuri: Maia Sandu și Filat împreună au furat, a mai scris Igor Dodon pe rețelele sociale. Primarul de Orhei, Ilan Șor, a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor orașului cu prilejul sărbătoririi Hramului Orheiului. Dragi orheieni, în această zi minunată vă adresez tuturor sincere felicitări cu sărbătoarea. Eu nu odată am spus și o voi spune și azi că pentru mine voi sunteți nu doar locuitori ai orașului Orhei, dar și partea familiei și sufletului meu. Devenind primarul Orheiului, în viața mea s-au schimbat multe și s-au schimbat datorită vouă. Eu am început să simt mai acut durerea și suferința cuiva. Eu nu pot să fiu indiferent văzând lacrimi în ochii oamenilor săraci și disperați. Unul alături de celălalt, noi am devenit mai puternici și mai responsabili. În această zi, eu nu pur și simplu mi-am rugat soția să iasă în fața dumneavoastră. Eu am vrut ca noi să devenim un pic mai apropiați, ca o familie adevărată. Deci haideți să-i spunem casei noastre comune: Orhei, noi te iubim, se mai arată în mesajul primarului.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru 1 euro este în scădere cu 14 bani, valorând 21,98 lei. Dolarul american are cotația mai joasă cu 5 bani și este de 19,87 lei. Cu 3 bani s-a depreciat leul românesc, fiind cotat cu 4,88 lei. Livna ucraineană și-a păstrat valoarea de 77 de bani și rubla rusească de 31 de bani.